Bună ziua și bun găsit la Secretele Frumuseții! Are 36 de ani, colaborări cu diferite persoane publice de la noi din țară, colaborări cu diferite ateliere celebre pentru rochii de mireasă și apariții TV. Astăzi am invitat-o alături de noi pe Amira Bawab, dar hai să pășim în lumea fascinantă a Amirei, o talentată make-up artistă de origine româno-arabă din Iordania, a cărei mâini dibace creează adevărate opere de artă pe chipul fiecarei persoane. Bună, Amira, și mulțumesc pentru că ai acceptat invitația mea. Mare drag, eu îți mulțumesc pentru invitație. Cum ai ajuns să faci asta? Hai să începem cu începutul. Cine ești tu? De cât timp faci asta? Și cum ai ajuns să faci asta? Fac asta de la vârsta de 14 ani. La 14 ani am început să machiez mirese. În timp am reușit să ajung la un nivel mai profi. Acum am 36 de ani, deci am ceva ani de experiență. Dar cum ți-ai descoperit tu pasiunea pentru machiaj? Pasiunea mea pentru machiaj a început de când eram mică. Trebuia să fiu controlată în buzunare de câte ori ieșeam din casa unei prietene de-a mamei mele, pentru că totdeauna se găseau rujuri în buzunar. Căsuțele poștale, cum erau pe timpuri, acum nu cred că mai există chiar în același mod cum sunt acum mai moderne, erau tot timpul pictate de ruj, deci toți vecinii știau că eu sunt artista. Și în timp am început de la un nivel foarte slab și am ajuns la un nivel mult mai avansat, astfel încât acum predau cursuri. Ești și trainer. Sunt și trainer. Ai lucrat pentru o academie sau pur și simplu ești pe cont propriu? Nu, sunt pe cont propriu, lucrez freelance, am terminat diferite cursuri în țările arabe. Foarte frumos. Iar acum, în prezent, ofer cursuri la rândul meu persoanelor pasionate de machiaj, care nu sunt într-un domeniu, nu se axează doar pe un domeniu în studioul lor de beauty și atunci... Adică ajung la mine pentru a se perfecționa. Faci mai mult machiaje de perfecționare, cursuri de perfecționare pentru machiajul arabic sau și pentru celelalte? Pentru orice tip de make-up. Eu, ca și specialitate, am sprâncenele și machiajul profesional. În aceeași măsură în care fac machiajul profesional, mă ocup și de sprâncene. Aș putea spune că excelez pe sprâncene mai mult decât pe machiaj. Ce important sau sprâncenele pentru la un machiaj? E întrebarea la care acum ar putea să-ți răspundă orice femeie. 90% din fizionomia feței ți-o oferă sprâncenele. Și atunci, după cum se poate vedea și pe pozele, pe lucrările mele, îți oferă o frumusețe aparte. Chiar și fără machiaj. Hai să vorbim puțin despre originile tale. Am văzut că tu ești mult axată și pe machiajul arabic. De aceea, adică înainte să te invit în emisiune, ți-am văzut lucrările și m-au surprins foarte mult. Nu sunt multe, multe make-up artiste la noi în Iași care fac asta și mie cel puțin mi-a atras foarte mult atenția. Cum lucrezi tu? Da, ce pot să zic? În topul cerințelor sunt machiajurile de tip oriental. Asta nu înseamnă că eu realizez doar un singur tip de make-up și anume cel oriental, dar acesta este cel mai căutat, este cel mai dorit. Probabil că clientele mele fac și legătura între originea mea și atunci mă asociază originea mea arabă cu machiajul de tip oriental, care se bazează pe machiajul ochilor foarte intens. Obligat oferi și mai multă încredere din moment ce ești și de origine arabă, mai ales în lucrul tău cu machiajul arabic. Eu cel puțin, dacă ar fi să aleg între tine și o altă make-up artistă care face la rândul ei machiaj arabic, cu siguranță te-aș alege. Mulțumesc. Dar ce anume te-a atras pe tine în special la acest machiaj? Nu știu dacă m-a atras ceva în mod special. Eu
spre surprinderea tuturor, eu nu sunt pasionată să fac acest machiaj în mod special. Cred că mult mai greu este să realizez un make-up, după cum vedeți, natural, da? Decât un machiaj foarte complex, cu ochi extrem de conturați. Dar probabil că multe dintre clientele mele, văzând la mine un machiaj mai intens, ele înțeleg că eu mă axez fix pe chestia asta, deși eu nu o recomand în mod special. Iubesc machiajul natural, nu-l port tot timpul, eu am momente, eu oscilez în funcție de starea mea, dar eu personal nu știu dacă mă mai regăsesc neapărat într-un machiaj intens, într-un machiaj cu ochii foarte conturați. Se poartă naturalul, dar totuși mai avem foarte mult de învățat și să înțelegem că atunci când vii la un make-up artist, nu este necesar să pleci cu tenul super încărcat, cu fața super încărcată, strident. Aș numi acel machiaj de prost gust. Ca și profesionist în acest domeniu, tu consideri că îi se potrivește oricui acest tip de machiaj? Absolut nu. Cu siguranță nu pot vedea o doamnă, să zicem de vârsta a doua, pentru că eu lucrez foarte mult și cu doamne, nu doar cu domnișoare, și atunci cu siguranță nu cred că ar fi o imagine plăcută să vedem o doamnă de vârsta a doua, chiar și de vârsta a treia, cu un machiaj extrem de proeminent. Nu. Dar cum combini tu tradițiile și tehnicile tradiționale arabe cu tendințele actuale în machiaj? Eu mă axez foarte mult pe ceea ce este de actualitate. Faptul că am cerințe de la clientele mele pe machiaj oriental, asta nu mă face să nu mă mai reactualizez. Eu sunt foarte reactualizată, urmăresc tendințele atât de la noi cât și din afară. Nu mi-a influențat cariera faptul că toată lumea îmi cere machiaj oriental. Nu. Deci n-are nicio legătură una cu alta, iar eu, după cum am zis, prefer machiajul mult mai natural. Din câte am văzut, nu știu dacă mai avem în oraș o make-up artistă să fie mai mult pe genul acesta de machiaj. Nu. Ești singura și asta mi-a atras atenția. Ne cunoaștem cei din branșa noastră cât de cât. Nu sunt, într-adevăr. Tocmai de asta o să vin cu un nou concept în curând, cu un nou proiect care este axat pe chestii orientale, tatuajul buzelor cu henna, conturarea buzelor cu henna, care este un tatuaj semipermanent, sprâncene, dar sunt tehnicile diferite, nu sunt ca cele ale româncelor, să zic. Noi aducem un pic lumea arabă în machiajul doamnelor din țară. Dar pentru acest tip de machiaj se folosesc anumite produse sau sunt aceleași produse ca și în oricare alt tip de machiaj? Există un anumit tip de eyeliner, există o pudră specială care se folosește și se folosea încă din timpurile, cu foarte mult timp în urmă, se folosea un anumit tip de pudră care se punea lângă retină, chiar și de la prima zi în care bebelușii erau născuți, pentru a curăța ochiul, iar acea pudră care puneai lângă retină îți colora practic ochiul, îți oferea exact ca un machiaj cu eyeliner. Dar eu nu o folosesc, eu folosesc produse normale, dar le îmbin cumva să le fac mai strălucitoare, mai... Asta este ceea ce se caută, practic. Dar produse în mod special diferite, nu. Cum a evoluat stilul tău de machiaj de-a lungul timpului? Ai zis că faci și asta de foarte mult timp. Și cum consideri tu că ai evoluat în tot acest timp? Deci, dacă mă întrebați pe mine, eu nici acum nu consider că sunt evoluată la un nivel la care mi-aș dori. Dar am evoluat
frumos mergând, și bine. Mergând cu pași mici spre cursuri, exact cum am zis, din alte țări. Nu am absolvit niciun curs în România. Asta și voiam să întreb acum. Nu am absolvit absolut niciun curs în România. Am absolvit un curs în Dubai și un curs în Iordania. Încă mai am multe de învățat. Niciodată nu mă simt pregătită la nivelul la care aș vrea eu. Niciodată nu consider că sunt cea mai bună. Niciodată nu consider că excelez. Dar consider că îmi fac treaba atât cât clientele mele să mă îmbrățișeze atunci când este de la mine și să fie fericite. Ce părere ai tu despre... Adică, nu știu, fetele care vor să înceapă să macheze în acest stil și ce sfaturi ai putea să le oferi? Eu am școlarizat domnișoare care au dorit să învețe acest stil de machiaj și nu doar. Le susțin, le ofer toate secretele mele, care practic nu știu dacă se mai pot numi secrete, pentru că eu nu am niciun secret, practic îmi place să împărtășesc. E satisfacția mea atunci când văd că una dintre fetele care vin la curs fac practic exact ceea ce eu mi-aș dori să văd, că aduc stilul meu pe fața clientelor și atunci e ceva foarte mulțumitor pentru mine. Da, pentru că în cele din urmă, la terminarea acestui curs, este numele tău în joc. Absolut. Și trebuie să îți dai interesul până la final. Absolut. Care sunt cele mai frecvente greșeli pe care le observi tu la fete atunci când își machiază ochii în acest stil? Uite, de multe ori am încercat și eu să mă machiez, însă nu știu cât de bine mi-a ieșit în acest stil. Adică mi se pare foarte, foarte dificil. De aceea te întreb pe tine, pentru că fiind specializată mai mult pe acest tip de machiaj, ai putea să ne dai câteva sfaturi. Trebuie să recunosc că în ultimul timp am avut plăcerea să văd că domnișoarele se machiază extrem de bine. Extrem de bine. Dar singurul meu sfat întotdeauna a fost să nu mai folosească fonduri de ten cu 3-4 nuanțe mai intens decât nuanța pielii lor, explicându-le că fondul de ten are rolul de a uniformiza, de a conferi tenului o altă textură. Și atunci când vezi diferența față-gât extremă, mi se pare ceva groaznic. Cât despre machiajul ochilor, dacă nu reușiți așa, nu încercați. Rămâneți pe ceea ce știți și e mult mai ok. Părerea mea, sfatul meu. Dar sunt anumite tehnici de corecție facială la acest machiaj? Absolut. Nu doar la acest machiaj. În general sunt tehnici de corecție, iar eu întotdeauna prefer să lucrez corect înainte de frumos. Practic, conturingul feței este cel mai important. Se poartă foarte mult conturingul. Practic, oferă... Îți schimbă trăsăturile complet, îți schimbă forma nasului complet, îți schimbă forma feței complet, îți acoperă o bărbie dublă. Sunt diferite tehnici. Da. Care ar fi cele mai eficiente produse în acest machiaj? Care le vezi tu, pe care le vezi tu cele mai importante în acest tip de machiaj, fără de care nu ai putea să lucrezi? Există 3 sau 4 produse și când zic 3 sau 4 produse, probabil că domnișoarele s-ar speria, ar zice, dar eu folosesc 3 sau 4 produse în total. Nu, eu folosesc extrem de multe produse și când zic extrem de multe produse, cred că folosesc minim 10-15 produse pentru un make-up profesional. Singurele produse la care eu n-aș putea renunța sunt eyelinerul, care este foarte important în machiaj oriental și atunci îl folosesc de cea mai bună calitate, fondul de ten, concealerul și contouringul. Deci, cel puțin fără eyeliner, cred că mai reușesc, dar fără fond de ten, concealer și contouring, nu cred că nu-mi văd viața nici a mea, nici a lor. Nu, le consider cele mai importante. Dar cum abordezi tu machiajul pentru diferite tipuri de piele?
cum ar fi tenul gras sau tenul uscat? Există diferite produse acum care, efectiv, trăim în secolul în care găsim rezolvare pentru orice. Există produse pentru fiecare tip de ten, iar eu le combin, le aplic exact așa cum văd că este necesar clientelor mele și atunci totul este excelent. Găsesc modalități să, practic, să acopăr orice defect. Găsesc. La, ai mirese, nu știu, să da. Aleagă aceste de machiaj? Da, mai sunt. Chiar de curând am avut mirese care și-au făcut nunta cu, cu tematică orientală. Da, și bineînțeles că prima persoană la care s-au gândit ca și make-up artist am fost eu. Dar nu pot să zic că sunt axate fix pe machiaj oriental. Dar aleg strălucire, aleg un machiaj minunat. Care este durata unui astfel de machiaj? Durata unui astfel de machiaj este de o oră, o oră și un sfert. În general aloc o oră jumătate pentru mirese, pentru că lucrez machiajul cu atenție mult mai sporită. Dar dacă sunt într-o mare criză de timp, reușesc și mult mai repede, 40 de minute, depinde. Și pentru celelalte machiaje? O oră este în general pentru orice toate. Machiaj. Am înțeles. Dar la început, când ai început să faci asta... Nu știu, cred că a trecut atât de mult timp încât nici nu mi-amintesc cât probabil că cu clientele mele am mai multă răbdare decât am cu mine. Adică pentru mine e diferit. Eu cred că în 20 de minute sunt eu gata. La ele e diferit. O oră, pentru că sunt niște etape pe care eu nu le pot sări. Chiar n-am cum. Care este secretul tău pentru machiajul sprâncenelor, să zic așa? Pentru machiajul sprâncenelor, nu știu dacă am un secret anume. În general, clientele mele, cel mai mare impact îl au la sprâncene. Pentru că întotdeauna sunt nemulțumită de formă. Deci trebuie să recunosc. Stilul românesc al sprâncenelor este un stil anume. Stilul arăboaicelor la sprâncene este diferit, ceea ce înseamnă o sprânceană foarte ridicată pe arcadă cu efect de lifting, și atunci când o clientă de-a mea are sprâncenele care pe mine nu mă încântă absolut deloc, prefer să-i fac o transformare și primul impact întotdeauna e la sprâncene. Wow, arată diferit, sunt total schimbată, e altceva, mi-a luminat privirea. Cam asta e impactul. Cum aduci tu strălucire tenului într-un mod mai subtil? Într-un mod mai subtil. Până nu de mult, consideram că iluminatorul este cel mai important. El este foarte important. Practic, el îți oferă, pe lângă fondul de ten de bună calitate, el îți oferă, practic, acel ten de porțelan. Eu nu pot face rutina clientelor de skincare, asta este foarte evident, dar le recomand întotdeauna să-și facă rutina de skincare, este foarte importantă. Mai mult decât o demachiere, nu reușesc, pentru că eu am cliente programate chiar una după alta și atunci nu-mi permit. Dar le recomand întotdeauna să-și facă o demachiere, chiar dacă nu sunt machiate pe tot parcursul zilei, praful de afară, circulând, se vede. Deci, practic, tenul nu mai este atât de curat, nu mai respiră, nu mai... Și atunci le recomand o rutină de skincare acasă. Eu nu am nici timpul necesar, nici nu sunt de specialitate pe tratamente cosmetice în mod special și atunci se vede diferit. Machiajul pe un ten foarte bine îngrijit față de un machiaj pe un ten foarte încărcat. Ai vreun ritual special pentru începerea ședinței de machiaj? Întotdeauna de machiere. Întotdeauna de machiere. Deci clar nu voi începe niciodată un machiaj fără să fac o demachiere în prealabil. Multe dintre doamne și domnișoare se întâmplă să vină direct după o coafiură și atunci fixativul inevitabil îți atinge tenul, praful de afară, și atunci niciodată nu încep pentru că nu vreau să... E mai ok să fac o demachiere, clar. Cum ții tu pasul cu tendințele în machiajul oriental, dar în același timp să îți păstrezi și stilul tău personal? Practic,
în perioadele în care eu nu ajung să... Nu ajung în țări arabe la un curs, la un masterclass, urmăresc tutoriale, ei practic aduc tendințe noi. Eu toate lucrurile noi care le-am învățat, le-am învățat de la arabi. Eu nu le-am învățat de la români. Nu am găsit ceva care să mă atragă atât de mult cum am văzut la ei. Produse noi, tehnici noi, și atunci urmăresc atât cât pot. Atât cât pot, dar mă ghidez practic și încerc să mă mulez pe dorințele clientelor. Nu toate pot avea cerințe și dorințe ca în țările arabe, nu. Sunt și doamne care sunt foarte simple și atunci mă adaptez. Cunoști vreo make-up artistă de la noi din țară care să fie cu origini arabe și să predea cursuri de acest gen? Nu. Nu, a mai existat Academia Julie Nahmani, care este de origine, este din Israel, nu este de origine arabă, dar nu cred că mai profesează în domeniu, deci practic nu știu pe cineva de origine arabe. La păr, binecunoscutul stilist pe care toată țara îl știe, Bassam, dar la machiaj în mod special nu. Care sunt cele mai mari provocări pe care le întâmpini tu ca și make-up artist care face mai mult acest gen de machiaj? Probabil că ar trebui să spun un ten extrem de încărcat, un ten cu probleme, dar nici măcar problema asta nu e pentru mine, pentru că eu știu sigur că pot să rezolv aspectul tenului. Cred că cel mai tare mă deranjează când văd sprâncene extrem de... Conturate? Sprâncene extrem de stricate. Și atunci mi-a luat un timp mai mare pentru sprâncene. E greu să vezi ce văd eu. Da, sprâncenele cred că îmi creează cea mai mare problemă la cele mai multe domnișoare. Cât la sută contează machiajul sprâncenelor într-un machiaj? Ai spus la început că extrem. Destul de mult, dar cât? Cât? Probabil dacă o să privim lucrările mele before and after, o să înțelegeți că mai mult de 80% machiajul sprâncenelor este foarte important. Ai vreo poveste interesantă în spatele unui machiaj pe care l-ai realizat, nu știu, la ocazii speciale? Lacrimi, care le văd foarte des. Poveste specială, probabil în una din perioadele cele mai grele din viața mea, în care tatăl meu s-a pierdut, am avut o mireasă și a trebuit exact în ziua în care s-a întâmplat să îmi fac mireasa. Aveam nuntă, aveam mireasă și asta este una dintre cele mai grele încercări din viața mea, dar pentru că el mă susținea și mă încuraja întotdeauna, am zis nu, trebuie să fac. Poți să iei o guriță de apă, te rog? Ok, mulțumesc. Și atunci am fost nevoită în ziua în care mi-am pierdut tatăl să-mi lucrez mireasa și tot alaiul de nuntă, practic. Timp în care ele veneau, practic, extrem de... Nici nu știu cum să zic. Ele erau, practic, devastate de situația mea și nu îndrăzneau să-mi ceară nimic. Îmi spuneau doar să le fac atât cât pot și așa cum pot. Dar... faptul că tatăl meu mi-a dat putere, cred că am făcut și am realizat cele mai bune lucrări care le-am avut vreodată pe o mireasă. Te înțeleg perfect, pentru că asta am pățit și eu cu 5 ani în urmă, când l-am pierdut pe bunicul meu exact în ziua când aveam și programări și a trebuit să mă adaptez situației, deci te înțeleg perfect. Dar hai să schimbăm puțin, nu știu, subiectul, să-ți revii și tu. Uite, mai vorbim puțin despre cultura ta. Cum ai influențat, cultura ta și tradițiile orientale, abordarea ta în machiaj?
Nu știu dacă au influențat cumva. Eu oricum, de când eram mică, sunt atrasă de lumea arabă, practic de partea tatălui mult mai mult. Nu pot să zic că m-am regăsit mai mult spre partea mamei. Familia mea eu o consider doar de pe partea tatălui. Nu știu să zic, practic întotdeauna am fost considerată mai mult arăboaică decât româncă. Am avut practic tot stilul nostru de trai, atât din casă, cât din în tot, a fost spre partea tatălui. Dar nu pot să zic că nu mă pot adapta și spre partea mamei, spre România, spre românci, spre... E ok, adică mă pot adapta oricum. Unde ți-ar plăcea ție să trăiești? Acolo sau aici? Absolut. În Iordania, absolut. Deci nici nu aș sta pe gânduri. Nu a depins totul doar de mine. Întotdeauna eu sunt foarte atașată de familia mea. Iar deciziile nu le-am putut lua eu. Pentru că eu nici n-aș fi putut să trăiesc fără familia mea, având în vedere că acum ne-am împuținat, spre surprinderea tuturor, nu știu dacă vom rămâne aici. Probabil că vom pleca chiar în Iordania. Încă ne gândim. Încă ne gândim. Am înțeles. Care ar fi machiajul tău preferat pentru un eveniment? Ce îți place ție să faci cel mai mult pe lângă machiajul arabic? Nu știu, machiajul de seară, ce preferințe ai tu când vine vorba de machiaj? Îmi doresc să văd nu doar realizat de mine, dar și cel realizat de mine, îmi doresc să văd femei simple, cu un machiaj de bun gust, cu un machiaj de calitate. Exact cum explic tuturor, un machiaj de calitate se vede exact ca un pantof. Un pantof de calitate se vede. Așa este și un machiaj, oricât de simplu ar fi, dar un machiaj cu produse de calitate și bine realizat, e clar ceva care este în topul preferințelor mele. Ce sfaturi ai tu pentru femeile care doresc să-și pună în evidență chipul printr-un machiaj natural? Nu vă încărcați tenul. Nu, nimic în exces. Deci tot ce este natural este de bun gust. Îmi pare rău că eu astăzi afișez un machiaj puțin mai spre oriental. De obicei, în ultima perioadă, eu nu mai folosesc machiaj, sinceră să fiu. Așa cum e cizmarul, niciodată nu are pantofii făcuți. Eu nu prea mai folosesc machiaj. Folosesc probabil foarte rar în ședințe unde mai pozez, dar nu vă încărcați, nu exces. Tot ce este spre natural este mult mai frumos, mult mai de bun gust. Nici nu te-aș fi văzut pe tine mai naturală dacă prin stilul acesta a ieșit în evidență. Cu siguranță cred că e mai ok. Așa mi se zice des. Natural e mult mai ok. Ai vreo tehnică specială pentru a accentua ochii? Da, am tehnici speciale. Probabil că sunt tiparul meu. E mâna mea. Practic, întotdeauna mi se spune după petreceri. Am știut că s-a făcut clienta respectivă la tine. E, practic, fiecare make-up artist are semnătura lui, are stilul lui, are tehnicile lui, iar eu am o tehnică diferită de toate, probabil asta mă diferențiază. Exact, asta și voiam să spun acum. Dar cum te adaptezi tu la nevoile fiecărui client? Ai întâmpinat și situații, nu știu, mai puțin plăcute la finalul ședinței de make-up, clienta să nu fie mulțumită sau... Cred că de-a lungul timpului fiecare a trăit și momente mai puțin plăcute. Am să vă surprind și am să vă zic că nu. Eu n-am avut niciodată în peste 20 de ani de experiență nici măcar o clientă care mi-a plecat nemulțumită. Nici măcar una. Probabil că la un moment dat, pare ciudat, mi-aș fi dorit și eu să văd cum e să-ți pleci o clientă nemulțumită, cred că aveam o curiozitate. Nu, n-am, mulțumesc bunului Dumnezeu că n-am avut niciodată
Probabil că ar fi fost dezamăgitor pentru mine, dar nu pot să zic că am avut, chiar nu am avut, nu știu să răspund pentru că n-am avut nicio situație, chiar nu. Uite, am vorbit puțin mai devreme despre cursuri și ai spus că ai absolvit două în țările arabe. Ce părere ai tu despre cursurile online? Ai făcut cursuri online? Cum ți se par, dacă poți înțelege ceva și la final să rămâi cu ceva din asta, sau alegi cursul fizic? Nu sunt adepta online-ului. Nu sunt adepta decât a lucrurilor pe care eu le văd. Aș vrea să am un îndrumător lângă mine. Aș vrea să îndrum la rândul meu. M-am gândit la cursuri online în pandemie, dar pentru că nu sunt genul de make-up artist ahtiat după bani, atunci am renunțat, pentru că mi-am dat seama că nu e aceeași chestie ca atunci când ai persoana fizic lângă tine, să poți pune mâna ta peste mâna ei, să o îndrumi cum să țină pensula, cum să folosească anumite produse, și atunci am zis nu. Ceea ce nu pot, nu fac. Când ai început să faci asta, acum mult timp în urmă, te-ai gândit și la puterea financiară, să zic așa, a acestei meserii, sau o faci pur și simplu din pasiune? Pentru că și asta este o meserie destul Absolut. De bănoasă. Nu fac asta din punct pentru chestia financiară nicio secundă, pentru că eu am absolvit facultatea de medicină dentară. Deci, practic, aș fi putut să câștig mult mai bine. Deci, asta este o pasiune de când eram copil. Și nu m-am gândit nicio secundă. Eu, practic, să zic despre mine, e una dintre calitățile mele, cred, ca și om. Nu sunt genul de om ahtiat după bani, după chestii materiale. Probabil de asta și excelez în domeniul meu, pentru că o fac din pasiune, din plăcere, și atunci nu. Ai spus că ai terminat medicina, profesezi și în acest domeniu sau pur și simplu te-ai axat doar... Nu, n-am profesat tocmai din cauza faptului că meseria pe care eu o am în prezent și pe care mă axez foarte mult a fost dragostea vieții mele, și atunci nu a mai fost cazul să... chiar nu. Care a fost cea mai mare realizare ca și make-up artist în profesia asta? Cea mai mare realizare a mea, o consider eu, probabil că nu e cea mai mare realizare, dar eu așa o consider, am avut privilegiu să lucrez cu celebru model Raluca Moș, care este un fotomodel internațional. Au mai fost foarte multe apariții TV, eu toate le-aș putea considera realizări. Dar puțin, să ne vorbești și despre asta. Practic am colaborat cu persoane publice, cu asistente de reality show-uri, cu diferite persoane cunoscute de la noi din țară, dar colaborarea cu Raluca Moș a fost o colaborare în cadrul unui catalog pentru rochii de mireasă, care a și câștigat locul întâi pe țară. Este un celebru model pe care nu oricine are privilegiu să-l macheze. Are apariții internaționale la care mulți visează, practic. Și atunci, pentru mine, a fost una dintre cele mai mari realizări. Ai participat și la concursuri? Nu, n-am participat la concursuri de make-up, dar niciodată nu-i târziu. Da. Nu știu ce va urma. Avem timp și pentru asta. Cum gestionezi tu situațiile în care clienții și doamnele care îți calcă pragul au așteptări mult prea mari? Așteptările mult prea mari sunt binevenite la mine. Eu întotdeauna zic, vă rog, veniți cu ceva nou. Am nevoie de provocări noi. Am nevoie de chestii noi. Îmi place să fac ceva wow, dar din păcate niciodată nu am ocazia, pentru că se întâmplă foarte rar, deoarece toate clientele vin și îmi zic, mă las pe mâna ta. Și atunci eu îmi doresc să aibă așteptări, îmi doresc să aibă niște cerințe extravagante,
sau poate chiar ceva simplu, dar nu mi se întâmplă, mi se întâmplă foarte rar. Îți plac provocările. Îmi plac provocările, trebuie să recunosc, da, îmi plac. Cum îți menții tu creativitatea în acest domeniu? Nu știu dacă mi-o mențin. Cred că e prea mult zis creativitatea să mi-o mențin, pentru că nu am... Din ce te inspiri tu? Nu știu dacă mă inspir din ceva. Practic, eu de când eram copil, îmi plăcea să creez. Dacă aveam 3 bomboane și un bol, cred că acel bol era decorat cu niște silicon și lipite bomboanele, totul ca el să arate diferit. Și atunci totul e exact așa cum eu îmi imaginez. Nu e nimic inspirat din ceva în mod special. Care este cel mai bun sfat la un machiaj, dar fără urme de fond de ten? Eu nu văd machiajul fără fond de ten, trebuie să recunosc. Nu, pentru mine nu există machiaj fără fond de ten. Întâlnesc foarte des situații în care clientele îmi spun: nu vreau mult fond de ten. Și atunci e greu să le explic că un produs de calitate nu se aplică în cantitate, se aplică doar puțin, atât cât este necesar. Când spui mult fond de ten, înseamnă că ai trăit o experiență foarte proastă anterior, cantitate mare, culoare nepotrivită, iar la mine chestiile astea nu se întâmplă. Adică nu sunt nevoită să machiez jumătate de bust, să nu se vadă trecerea între față și gât. Nu, la mine perfecțiunea înseamnă în momentul în care ai trecut de bărbie, nu mai are voie să se vadă nicio diferență. Asta e tot. Deci nu creez traume legate de fond de ten. Cum probezi tu nuanța fondului de ten? O să rămâneți uimiți. Eu nu am o probă la nuanța fondului de ten. Practic, eu mixez culori. Niciodată n-am folosit un singur fond de ten anume să zic că am 50 de nuanțe și am stat să analizez nuanța, tipul, culoarea. Niciodată. Întotdeauna mixez culorile astfel încât, atenție, un make-up artist foarte bun îți realizează și 50 de nuanțe din doar două fonduri de ten, și anume unul închis și unul deschis. Deci eu niciodată nu am o culoare anume pentru un anumit tip de ten, pentru niciodată. Practic, întotdeauna mixez culorile și le nimeresc din prima. Nu știu cum, dar o fac. Fiind subiectul nostru principal în această ediție, și anume machiajul oriental, care sunt trăsăturile definitorii ale machiajului arabic pe care încerci mereu să le păstrezi în operele tale? Ochii. Clar, ochii. Deci, ochii, așa cum îi vedeți migdalați, cozile, codițele eyelinerului care sunt foarte lungi, practic ochii definesc machiajul oriental, vorbim despre ochi. Dar trendurile actuale în machiajul oriental, cum crezi că se vor schimba pe viitor? Sau dacă consider că vor nu avea știu schimbări? Cum se vor schimba, dar știu cum sunt acum, și anume machiajul foarte intens pe ochi, dar ce am observat la machiajul oriental este că nici arabii în tehnicile lor nu mai folosesc nuanțe foarte închise pe ochi. Folosesc pigmenți și glitter și ceva practic luminos, strălucitor, care să-ți lumineze privirea. Nu mai folosesc nici ei atât de mult negru. Practic, când zici machiaj oriental, machiaj arabic, te gândești la extrem de mult negru. Mă gândesc la filmul Clona. Când aud machiaj arabic, exact la asta mă duce gândul pe mine. O să vă surprind să vă zic că nu se mai machiază arăboaicele stilul ăla. Ele se machiază cumva între stilul românesc actual și între stilul oriental Clona. Nu mai prefer atât de mult negru și cozi atât de lungi, un eyeliner atât de bine definit. Prefer mai soft decât filmul Clona, dar preferă româncele noastre un machiaj mult mai intens dus spre Clona. Surprinzător. Ce te face pe tine să te simți încrezătoare? Faptul că primesc atât de multe îmbrățișări, atât de multe aprecieri. Eu nu cred că există un lucru mai minunat ca ăsta.
Chiar și atunci când eu nu sunt mulțumită de lucrarea mea, văd bucurie în ochii lor și atunci asta mă face să simt că sunt cât de cât pe linia de plutire, chiar dacă nu mă consider cea mai bună nici o secundă. Probabil sunt bună pentru clientele mele, iar atât timp cât ele sunt în număr foarte mare și mereu revin cu alte cliente însoțite de încă 3-4, 2-3. Nu te deranjează. Deci nu pot decât să simt că mi-am făcut treaba așa cum trebuie. Există vreun mit despre machiajul oriental pe care tu ți-ai dorit să-l demontezi? Nu știu dacă există un mit în mod special, dar chestia care am zis-o cu eyelinerul gen clona nu mai funcționează, cel puțin arăboaicele nu mai folosesc atât de mult negru și atât de mult eyeliner, niște dungi atât de proeminente, atât de lungi, chiar nu. Nu este ăsta stilul arabic în mod special cu foarte mult, foarte, foarte mult negru, nu. Eu nu știu, adică mai văd diferite lucrări ale make-up artistelor care fac și machiaj arabic și am văzut că se folosește foarte mult glitter. Tu ai spus adineauri despre machiajul arabic că se poate face și mai natural. Și cum putem face asta? Să pară mult mai natural fără să folosim negru și nuanțe mult mai închise? Se axează cumva pe mai puțin negru, practic doar în colțul intern al ochiului. Se face celebrul ochi oriental, gen ochi de pisică, așa cum îl numim noi. Dar ei nu mai folosesc atât de mult negru, preferă să folosească gene, niște gene, și atunci își creează o alungire a ochilor doar din gene, nu din machiaj. Iar tipul de glitter pe care ei îl folosesc e diferit de glitterul care îl folosim noi. Noi practic avem un glitter mult mai grosolan, să zic așa. Ei au ceva un glitter mai finuț, cu particule mult mai fine, cu o strălucire anume. Foarte mulți make-up artiști arabi au propria lor linie de glitter creată și atunci e diferită. E diferit total de ce văd aici. E foarte ușor din machiajul cu glitter să ajungi într-o zonă în care așa nu. Dar în machiajul oriental sunt folosite un anume tip de gene sau poți folosi absolut orice? Arăboaicele în general nu folosesc tipul de gene pe care îl folosim noi la clientele românce. Folosesc niște gene mult, dar mult mai extravagante, din păr natural de niurcă și eu lucrez cu așa gene de o perioadă. Sunt mult mai mari, sunt mult mai diferite, există foarte multe cliente care atunci când văd un anumit tip de gene de genul ăsta, am zic că prea mult, prea mari. Cum ai descrie relația dintre frumusețe și încredere în cultura arabică? Știți care e diferența? Diferența e că practic atitudinea te definește. Nu știu dacă am văzut cele mai frumoase femei. Eu am remarcat o chestie. Deci în lumea arabă sunt două categorii de frumusețe, aș zice așa. Femei care nu pot să zic că le ajută aspectul atât de mult, dar cu machiaj probabil că arată într-un fel. Sau extrem de frumoase încât nu au nevoie nici măcar de un strop de machiaj. Acum nu știu ce să zic, practic diferă de la o femeie la alta, nu știu să zic exact. Ai fost susținută și de familie în această meserie? Întotdeauna. Chiar dacă părinții mei și-au dorit foarte mult ca eu să termin facultatea, am terminat-o. Dar tu ai ales calea ta. Da, nu am profesat, am știut că nu voi profesa. Exact cum spuneam întotdeauna, pentru meseria de medic, pentru meseria de preot, pentru diferite meserii, trebuie să ai un har, trebuie să fii născut. Eu cred că empatizez prea mult cu durerea și suferința oamenilor și atunci nu pot să fac chestia asta.
nu m-am regăsit, nu am putut să profesez, deși am avut rezultate pe măsură și la facultate, încă de la liceu am terminat șeful de promoție, dar nu, asta a fost singura meserie care m-a atras. Important este să facem ceea ce ne place. Absolut, iar eu nu pot să fac ceva care nu fac cu drag. Care sunt planurile și aspirațiile tale pe, în viitorul profesional ca și make-up artist? Planurile mele sunt aducerea unui nou concept, unui studio de make-up profesional și sprâncene. E un proiect care în curând o să fie realizat. Sper să aduc ceva nou, sper să aduc lucruri care nu neapărat că n-au existat, dar ceva diferit. Și atunci, în curând, probabil că o să vă prezint imagini din noul meu studio, în care o să mă axez mai mult pe sprâncene, în mod special. Nu știu dacă vreau să-l fac în mod special un studio de make-up. Pentru mine sprâncenile sunt mai importante decât machiajul, repet. Și atunci o să am ocazia să invit doamnele și domnișoarele la un studio de make-up și de sprâncene în mod special, lucru care în Iași nu există ceva axat strict pe sprâncene. Cum te pot găsi doamnele interesate? De obicei mă găsesc pe rețea de socializare, și anume pe celebra rețea de socializare. Cu numele? Amira Ioana. Nu cred că mi-am creat încă o mare reclamă online în media, dar urmează, pentru că va urma proiectul nou și atunci o să facem o altă reclamă. Persoanele interesate de Amira și care i-au văzut lucrările o pot găsi și pe rețelele de socializare. Și nu știu dacă ai un mesaj pentru doamnele care ne urmăresc și dacă dorești să le transmiți ceva. Și pentru doamnele care își doresc o carieră în această meserie. Eu le susțin. Nu mai folosiți mult machiaj dacă nu știți ce folosiți. Naturalețea niciodată nu strică. Frumusețea e în natural. Și atunci când nu știi, e mai bine să nu faci. Folosiți doar creme cu protecție solară în perioada asta cu SPF-uri. E cel mai ok. Iar pentru cele care vor să urmeze o carieră, vă urez succes. E cea mai frumoasă meserie pentru o femeie. Și urmați cursuri, pentru că este foarte important să aveți un îndrumător bun. Nu pentru diplomă, ci pentru munca voastră să excelați. Amira, eu îți mulțumesc din suflet pentru că ai acceptat invitația mea. Noi avem o lună jumătate de când tot spunem că ne vedem și nu am mai reușit din pricina plecărilor tale, pentru că ea pleacă întotdeauna. Și sper să ne vedem curând și nu neapărat într-o emisiune, și într-un alt mod. Și îți doresc mult succes în tot ceea ce faci. Sunt convinsă că o să vin în viitorul apropiat la o ședință de machiaj la tine, pentru că îmi place foarte mult ceea ce faci. Și îți mulțumesc încă o dată. Și eu îți mulțumesc pentru invitație și te aștept cu mare drag la o transformare mai spre oriental. Eu vă mulțumesc că ne-ați urmărit și astăzi și ne revedem săptămâna viitoare, începând cu orele 19. La revedere!